botezătorule al Domnului, prea fericite Ioane prorocule, către tine alergăm noi păcătoșii și smeriții și te rugăm cu umilință, ajută-ne nouă în necazuri și primejdii, căci fără îndoială noi credem că vom dobândi prin tine de la Hristos pace și mare milă. Sfinte Ioane botezătorule, prorocule ce ai fost chemat de Dumnezeu mai înainte de a te naște, ca să-i pregătești pe oameni pentru venirea Fiului Său. Iar mulțimile atrase de faima sfințeniei tale și de puterea Duhului Sfânt primeau botezul pocăinței în semn de convertire la Dumnezeu. Tatăl Ceresc ți-a arătat pe Fiul Său și a îngăduit să fie botezat de tine și tu l-ai făcut cunoscut ucenicilor tăi zicând: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Această chemare atât de mare, pe care însuși Mântuitorul nostru a recunoscut-o când a spus că nu s-a născut om mai mare decât tine, nu te-a făcut mândru, ci ți-a dat cea mai adâncă smerenie pe care ai exprimat-o cu aceste cuvinte: nu sunt vrednic să-i dezleg nici cureaua încălțămintei, și el trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Tu ai voit să jertfești viața pentru a apăra sfințenia căsătoriei, înfruntându-l pe regele Irod, care trăia nelegitim cu soția fratelui său. Pentru acestea, te rugăm, mijlocește la Dumnezeu rugăciunea noastră umilă și reînnoiește în noi dragostea cea față de Hristos, ca să-L urmăm tot timpul vieții noastre, iar la sfârșit să-L preamărim pentru toată veșnicia. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă păzească și să vă aducă liniște în sufletul și în casa voastră. Amin.